Este protest în Parlament. Opoziția cere demisia ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Sâmbătă seara, în cadrul unei conferințe de presă, Voiculescu a declarat că nu intenționează să demisioneze după incendiul de la Institutul Matei Balș, adăugând că nici președintele Klaus Iohannis și nici premierul Florin Câțu nu i-au solicitat acest lucru. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce toate detaliile în direct din Parlament. Gabi, bună ziua! Am găsit, socialdemocrații sunt extrem de revoltați și au venit astăzi în Parlament mai multe pancarte prin care cer demisia lui Vlad Voiculescu. Mai mult decât atât, aceștia intenționează să depună și o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. O să stăm de vorbă cu Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș. Bună ziua! De ce veți cere demisia lui Vlad Voiculescu și de ce moțiune simplă? În primul rând, eu nu cred că parlamentarii Partidului Social Democrat sunt nemulțumiți de ceea ce face în fruntea Ministerului Sănătății de ceva vreme Vlad Voiculescu. Eu cred că românii sunt nemulțumiți și tragediile care se tot întâmplă în ultima perioadă din cauza incompetenței, din cauza felului prost în care este gestionat Ministerul Sănătății de la momentul cel puțin de când pandemia a lovit România, de când am avut această criză sanitară, lucrurile sunt evidente. E nevoie de o schimbare profundă, e nevoie de oameni care, până la urmă, să vină să conducă cu empatie aceste ministere și nu să vină să conducă pentru ei, pentru a-și pune funcție. Eu am văzut în, nu știu, și fac politică de ceva vreme, dar n-am văzut un partid mai ahtiat după funcții decât este PSR-ul. Știu acestea din discuțiile pe care le au cu peneliștii, șantajul pe care îl fac în fiecare zi asupra peneliștilor pentru a obține funcții. Cine? Cei de la USR. De aceea... altă parte, Vlad Voiculescu a spus într-o conferință de presă sâmbătă seara, dacă ne reamintim, că nu are de ce să își dea demisia până acum. Nu ar exista niciun motiv care să ducă la demisia lui. Avem o tragedie pentru care deocamdată nu răspunde nimeni. Eu vă spun un singur lucru. E vina cui că nu a existat căldură în spital? E vina cui că nu există căldură în București? E vina cui că nu s-au gândit cei de la Ministerul Sănătății pentru a face un program național prin care spitalele, care au probleme, de exemplu, cu stațiile de oxigen, care să fie dotate cu stații de oxigen moderne, noi, și nu s-au finanțat de la minister. La județul Maramureș și în Consiliul Județean, când am fost președinte, am făcut aceste investiții din fonduri proprii. Dar sunt județe care poate nu au resurse financiare, că sunt scumpe aceste stații de oxigen. Cine i-a oprit pe cei de la Ministerul Sănătății să facă un program național prin care să doteze toate spitalele din România cu stații de oxigen moderne? Cine i-a oprit de un an și jumătate să facă aceste investiții? Cine i-a oprit să dea acești bani, să oblige spitalele în condițiile în care știm cu toții că veneau foarte mulți oameni în spital, că erau supraaglomerarea spitalelor, că era nevoie de aceste investiții? Nu s-au gândit? De aceea... Credeți că se mai alătură cineva demersului dumneavoastră în privința moțiunii simple în cazul lui Vlad Voiculescu? Eu sper că această moțiune să fie depusă cât mai repede. În acest moment se strâng semnături din partea Partidului Social Democrat. Eu sunt convins că vor exista și membrii ai PNL care vor vota această moțiune în cenzură, pentru că nici nu sunt mulțumiți. Din discuțiile private pe care le avem cu colegii parlamentari PNL, nu sunt mulțumiți de felul în care este condus Ministerul Sănătății, de felul în care merge campania de vaccinare. Uite, de exemplu, Vlad Voiculescu a fost unul dintre principalii sabotori ai campaniei de vaccinare. Felul în care a comunicat, sau lipsa de comunicare pe care a avut-o în toată această perioadă. Disputele pe care le-a avut cu Comitetul de Organizare pentru Vaccinare, până la urmă, cu primul ministru. Toate aceste lucruri fac rău României în această perioadă. Vlad Voiculescu este un om care nu are ce să caute în fruntea Ministerului Sănătății și noi sperăm că odată cu trecerea moțiunii cenzură va fi un semnal foarte puternic pentru coaliția la guvernare, coaliția de dreapta, care să-l demită efectiv pe Vlad Voiculescu, să retragă din funcție, să aducă în fruntea ministerului un om competent. Mulțumesc frumos. Așadar, urmează să vedem ce se va întâmpla astăzi în plenul Camerei Deputaților și, cum spuneam, sunt mai multe voci care cer demisia actualului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în contextul în care socialdemocrații susțin că acesta nu a gestionat așa cum ar trebui această situație de criză, mai ales în urma incendiului de la Institutul Matei Balș și în urma căruia, ne reamintim, 8 persoane și-au pierdut viața.